Că nu ai legătură cu natură, n-ai conexiune, degeaba trăiești, te duci în el, ești tot un străin mei. Dar ce înseamnă să ai conexiune cu natura? Ce simțiți dumneavoastră? Să simți că ăsta-i viu. Și aia ăsta-i frate de meu. Și ale sângele lui în el. Dacă îi spui ce mă doare și el știe și mă lecuie și el o parte, numai cu gânduri, dacă mă proptez de el. Și o plantă când o eu, știu că e leac. Dar te rogi la stăpâna florii, la vârva florii, la celelalte, mă rog, culege, să culegi leac, nu culegi dracu, culegi leac, pentru cel ce doare, ei trăiesc sub soare, ei s-or lecui și s-or mulțumi. Deci, fiești care îți face, cum zic, cum mai face o rugăciune către Dumnezeu, faci și către plantică, și ele surorile noastre și neamul nostru. Că sânge au și ele și trăiesc și el și zi. Ne ajutăm într-o altă, că sunt, dacă nu ești în familia lor, neamul lor, degeaba, ești un străin. Dacă ești din neam cu ele, când te-ai pus aici, te-ai simțit, ești bolnav, te-ai dus, ai mers pe coasta asta. Într-un ceas vin apoi lecuit. Stăpânește